trimis un mesaj prin care i-am cerut să vină până în data de 13 iulie să-și ridice lucrurile. Ce are ei? Să elibereze spațiu. Nu ne trebuie altceva, nu umblăm, nu ne trebuie nimic ce altceva. Să-și le ia, să-și le ducă unde dorește, da, să ne lese spațiu. Atât. Deci aici este camera pe care încă o mai ține... Da, a lui nu. Aici am deschis-o noi cu... Și ce are acolo? Nu știu ce are. Noi n-am umblat, dar el ne-a făcut totuși plângere penală la toți membrii biroului și la noi. Nu ne recunoaște de oficial, pentru că potrivit lui, eu nu sunt membru PRM. Domnilor, întrucât suntem paroliști și ținem de ora exactă, începem conferința de presă, mulțumindu-vă pentru deranjul de a fi prezenți la această primă conferință de presă organizată de foarte multă vreme în Partidul România Mare. Partidul România Mare are, deci, structuri de conducere ferme, categorice, oameni bine pregătiți, oameni care sunt injectați nu de noi, ci de natură, cu sentimente patriotice curate, autentice. Am scăpat din fericire și de o serie de indivizi ahtiați după onoruri, după pretenții de a deține ei și numai ei funcții de conducere. Au fost excluși, tot la ședința respectivă, au fost excluși la cererea mea doi dintre membrii de partid local, respectiv domnul Andrei Mureșan și domnul Mihai Mureșan și domnul Gheorghe Mănuș. Acesta, din urmă, fiind un locotenent al grupării conduse de către fostul secretar general al PRM, exclus din partid în anul 2013 de către fostul președinte al partidului, domnul Vadim Tudor. I-am cerut să ne dea o cheie ca să avem și noi acces oricând, adică să putem intra în acest sediu oricând. Domnul Mănuș a refuzat categoric tot timpul să ne dea ok. În data de 16 mai anul curent ne-am prezentat, am avut conferință, ședința de birou permanent și l-am chemat în fața biroului permanent rugându-l tot membrii ai biroului să ne dea ok ca să ne putem desfășura activitățile nemonitorizați de către dânsul. A refuzat și atunci am scos acest contract și am spus: domnule, în această bază, dumneata nu mai ai niciun fel de obligație. Aș vrea să rețineți că domnul Mănuș a refuzat să ne dea o cheie și atunci l-am invitat să părăsească sediu. N-a vrut, am invitat o unitate de la poliția locală să participe la momentul respectiv. Dânsul a fugit și ne-a lăsat fără chei. Așa, și atunci am fost nevoit să schimbăm iala. Partidul România Mare a suferit transformări radicale după dispariția din conducerea superioară a partidului a domnului Corneliu Vadim Tudor. Partidul România Mare nu-și mai propune să fie etichetat drept partid extremist și excesiv de naționalist. Rămâne consecvent cu idealurile stabilite de către conducerea superioară a PRM. Să ne spuneți cine sunteți, în ce ați activat până acum și principal motivul pentru care sunteți alături de PRM, sunteți în PRM. Cred că asta ar fi... Da.
Mă numesc Dr. Dan Brudașcu, sunt membru al Partidului România Mare din anul 2000. De asemenea, sunt aici la această conferință de presă domnul Nicolae Bâțu și domnul Dorel Nicoară. Trebuie să înțeleg că sunteți de acord cu plăcuțele bilingve la Cluj-Napoca? Nu. Nu. Adică, eu sunt de acord doar cu elemente care țin de prioritatea românească. Nu sunt de acord cu dezmățul unor reprezentanți politici ai UDMR și ai celorlalte partide ungurești, care abuzează și profită de contextul european favorabil sau mai puțin favorabil creat. Și încearcă să devină vânători în ape tulburi. Să beneficieze de drepturi constituționale și atât. Și orice cetățean are drepturi, dar are și obligații. Să nu uităm de obligații. Inclusiv etnia maghiară sau etnia română. Deci aici e o treabă. Și ei promovează șovinismul, cel puțin maghiarii. Asta o spun pe Biu. Și noi suntem naționaliști. Ce e mai periculos, șovinismul sau naționalismul? Naționalismul îți promovezi nația ta, ești mândru de ea, iar tu îți vezi superioritatea ta. Și vă dau un exemplu din copilărie. L-am întrebat pe un învățător maghiar. Zic, bol, deja bat și dumneata, de ce nu înveți corect românește? Și au zis, dragă, niciodată nu voi învăța limba la slughe. Limba la slughe. Și ei ne tratează tot cu superioritatea asta. Că subtil în limbaj, că ascund, că pretind, că nu știu ce. De fapt, ne privesc cu superioritate. Aici e toată problema. Noi privim cu dragoste, cu prietenie, cu toleranță și tot timpul cât pot ne faultează. Și mă și plâng la Europa și încoș și colo când e depurat, de învățit toți înspre. Dar nu facem și noi la fel ca români față de romi, față de țigani? Nu cred, eu nu cred. Țiganii deja au ajuns să aibă tupeu și să speculeze și merge la discriminare. Cine e la discriminare, președinte? Eu maghiar, da? Dă-i la română gureară. Dom'le, România... Dom'le, nu putem merge. Și presa aici, cam la minoritar, cam le face jocul și pe majoritarii tot atacă. Hai să fim echidistanți. Unde e echidistanța? Unde e obiectivitatea? Unde e deontologia? Nu e un subiect de cancan care zăportă lovitură de presă. Aș vrea să considerați că România are o atitudine, zic eu, cea mai tolerantă din Europa vis-a-vis de minoritățile etnice. Schimbarea din conducerea DNA este justificată de faptele personale pe care le-a săvârșit cea care a condus această structură. Oricum, dânsa a sfidat legislația, a sfidat Constituția, s-a considerat drept un fel de persoana situată deasupra legii, a refuzat să participe la ancheta întreprinsă în Parlamentul României, ceea ce mi se pare cea mai mare infracțiune posibilă. Prin urmare, eu cred că dânsa n-ar mai avea dreptul să practice, să profeseze în domeniul juridic. Nu să nu mai fie în conducerea acestei structuri care se numește DNA. Statul paralel. Există sau nu există? După părerea mea, există. Este grav, pentru că se pare că în fruntea lui este președintele ales al României, care mi se pare total nepotrivit pentru funcția de președinte. Una dintre erorile fundamentale făcute de către români după 1989 a fost alegerea lui Klaus Iohannis în funcția de președinte. Are un comportament disprețuitor față de marea majoritate românească, un comportament abuziv, pentru că deține ca și primarul ungur din Dej o serie de spații care în posesia cărora a intrat prin fals și uz de fals, nu își recunoaște obligațiile de plată față de instituțiile financiare ale statului român, el n-are ținuta morală pentru a fi președinte. A fost... un om de echilibru. Și ori este prost consiliat, ori este dirijat de afară. Deci aici sunt niște lucruri care dau de înțeles, deci... USR-ul la nivel
Național este una dintre instituțiile finanțate și încredințate soroțiștilor. Sub aparența democrației, de fapt, sunt alte subtilități a libertății de exprimare, deci se lucrează fără urme. Care ar fi interesul, în opinia noastră? Păi să ne zbine societatea românească, să fim mai ușor controlabili, să nu ne putem preocupa pe treburi serioase și la nivel de guvern, și la nivel de senat și camera deputaților, să nu dea legile care ar fi prioritare societății române, să ne ocupăm de găinării, drepturile papagalilor, drepturile peștilor. Dar eu am probleme în economie, în infrastructură. Noi trebuie să ne ocupăm de treburi serioase, să ai un program național de dezvoltare, inclusiv demografică. Ce facem cu tinerii care vor să întoarcă în țară? Deci, noi trebuie să ne ocupăm de chestiile astea, drepturile panglicarilor, a papagalilor, cu ce se ocupă nu știu ce pasăre, cu cuvelele, spăcălea de dispariție, să facem tunel pentru vulpi și așa mai departe. Deci ne plimbă în sfere în care... Să pierdem vremea. Să pierdem vremea. Poporul român este un popor creștin care a reținut încă de foarte multă vreme nevoia ca familia să fie reprezentată prin căsătoria între două persoane de sex diferit. Eu personal cunosc destul de mulți aparținători atât grupului homosexual cât și celorlalte lesbienelor. Dar n-am fost niciodată de acord ca aceste persoane să aibă dreptul de a se căsători. Sau de a înfia copii. Sau de a înfia copii. De nu. Ce? Pentru că... Nu prezintă garanții de seriozitate. Nu sunt oameni morali, nu sunt principiali. Libertățile astea și libertinajul nu trebuie exagerate. Că e o modă, că se poartă, că sunt niște curente. Românii trebuie să trăiască normalitate. Mie mi se pare că e o chestie normală. Nu trebuie care trebuie discutate cu psihologi, cu preoți, cu psihiatri. Noi, eu cel puțin ar trebui să vă spun mai mult. În ceea ce cred, în familia tradițională. Nu sunt conservator, dar eu zic că sunt un om cu principii sănătoase. Aș vrea să rețineți că acest exces de zel al grupărilor acestora extremiste din punct de vedere sexual se datorează influenței provenite din exterior. În structuri de conducere la nivel de ambasade, știți că Statele Unite au avut un ambasador care a fost homosexual, sau la nivel de prim-ministri, sau la nivel de miniștri, s-au găsit personalități care aparțineau uneia sau alteia dintre aceste grupuri. Ori ei nu vor să fie singuri, vor să se știe că și în România au adepți pentru a putea să-și promoveze interesele politice, economice, sociale și de altă natură. Și o formă subtilă de divizare a societății. Și mai mult decât atât, aș vrea să se rețină și aspectul satanist al acestei atitudini. Deci, ei știu că sunt împotriva firii, împotriva credinței, dar nu îi deranjează aceste aspecte. Eu am participat în calitate de parlamentar la diverse întâlniri externe. În Madrid am fost, în Slovenia am fost, în multe locuri. Și acolo am constatat cum colaborau reprezentanții minorităților acestora extremiste din punct de vedere sexual. Și am văzut cum ne priveau pe noi ceilalți, cum încercau să ne atragă, cum încercau să ne coopteze în diverse structuri. Am manifestat reținere întotdeauna, indiferent de apartenența reală a celui care, cu care eram în dialog. Ultima întrebare, că mai am foarte puțin timp, că din păcate pe cartea de memorie, este chiar legată de această ultimă aspect pe care l-ați spus la nivel de conferințe europene. PRM și Uniunea Europeană. Sunteți sceptici, eurosceptici, sunteți pro Uniunea Europeană. Care este poziția dumneavoastră? PRM actualmente este cu deplină încredere în politica europeană. Considerăm că este o șansă acordată țărilor mai puțin dezvoltate
de a fi ridicate sub aspect economic. Ceea ce ne-a deranjat pe noi în legătură cu Uniunea Europeană a fost modul în care s-a intervenit prin factori economici pentru a ne determina la o serie de cesiuni pe care guvernele le-au făcut după 1990. Sau, dacă îmi permiteți, discursul duplicitar. Adică pe aceeași temă cu Germania discuți într-un fel de minorități, cu Ungaria discuți într-un fel, cu România discuți cu totul altfel și impui României niște lucruri care aia de fapt le-a făcut de mult. Sau măsura. Să zic, vrei să deschizi o fermă. La românii ceri 20 de măsuri și la italian 5. Și el îndeplinește 3. Și pe el îl finanțezi și pe mine nu. Sau îmi impui să cumpăr tractoare, tot ce e utilaj alimentar de afară și... Noi distrugem. Mie îmi impui să-mi distrug industria. În loc să-mi vinzi tehnologie, să mă dezvolt și eu, da, îți sunt concurent. Și atunci cu subtilități de limbaj, cu libera circulație, cu democrație, mă aburești. Ei, dar s-a deșteptat lumea, dar nu place. Adică e o atitudine un pic preferențială. Discrețională. Chiar un pic... Da, ca să înțeleg și să nu scriu vreo prostie, da. Articol, PRM este pro... Sigur, fără discuție. E șansa noastră. Ați dori să tratarea fie egală. Ca membri și parteneri egal. Okay. Bun, nu un fel de lumea a doua, lumea a treia și noi. Așa se produce. Eu am povestit... Îi interesează, dar oportunitățile, da. Am povestit cu foarte mulți, mult timp în urmă.